cea mai stupidă accidentare a mea. Asta n-am cum, când am avut dublă fractură cu deplasare la nas. Jucam cu Ițacu, nu se uit. Jucasem eu prima, după aia intrase colega mea, eram cu domnul Radu Voina. Și noi trebuia să ne pregătim de campionatul mondial în Brazilia. Noi a doua zi trebuia să fim la București și să începem pregătirea pentru... Nu o să-l uit pe domnul Radu. Hai, Patricia, că trebuie să... Hai să mai intri și tu puțin. Zic, dar nu mai are rost, lăsați-o pe Oana că se mișcă bine. Nu mai, că mai sunt 5 minute. Hai, mai mișcă-te și tu puțin. Intru. Eu nu făceam față de apărare. Eu am fost doar cu atacul. Apărarea n-a fost niciodată punctul meu foarte, pentru că nu sunt agresivă. Mai subține cu apărarea. Am făcut faza de atac și n-am mai apucat să fac schimbul. A trebuit să rămân în apărare. Primesc de la colega mea contraatac, direct picior în nas. Am fost cea mai stupidă accidentare pe Eurosport. Te-au dat și la faza zilei. Da, a fost cea mai stupidă accidentare. Și eu, culmea era când m-au scos, Oancea tot să-mi tragă să-mi pună nasul. N-o să uit, Cristina, până la urmă să nu speriem lumea din tribună, când trăgea mie Oancea de nene, am intrat în cabinet. Cristina stătea în față și făcea: Doc, mai la stânga, mai la dreapta. Și trăgea Oancea. Să fie pe bolobocă. Da. Și îmi uitase puțin vârful. Eu după aia mi-am dat seama. Zic, bă, dar vârful nu mi l-ați văzut? Da, deci am avut niște accidentări. Bine, acum noi știi, râdem, glumim, dar... Da. O voință imensă ca să revii după. Eu n-am crezut că nu o să mă duc la lot. Deci eu am fost ferm convinsă. Zic, eu o să joc. E fost un fel de Robocop. Da, dar nu m-a lăsat să joc cu mască. Asta la mine a fost o problemă, că... Ai făcut-o și pe asta. Da, dar cineva mi-a rupt pașaportul ca să nu mai plec. Eu aveam de gând, mă suna domnul Gațu: Hai, Patricia, arunci de la centru. Mai ales că eu aveam și același antrenor și la națională și la echipa de club. La centru, și asta e bun. Da. După nu te întrebuințez mult. Mulțumesc stângă, da, Adrian Stângă, pentru tot timpul a avut grijă de mine, mi-a trimis măști și mi-a făcut rost într-un timp atât de scurt, tocmai din Germania, să joc, numai că cei de la Federația Internațională mi-au zis că... Nu prea erau treburile astea, acum le găsești la orice magazin, dar pe vremea aia și nu te-au lăsat. Nu, și nici n-am mai plecat. Și mai ales că eu în februarie deja începeam Champions League și domnul Roibu atunci mi-a zis: Pacea, în primul rând eu vreau să fii femeie normală și frumoasă și da, ok, nu vreau... Femeie. De-aia am așa respect față de Olchim, pentru că domnul Roibu tot timpul a pus pe primul plan... Chestia de om, un om care a investit atâția ani și nu... Adică ar fi putut să spună, ne trage, asta e, cum ieși de pe teren când termin cariera... În primul rând vreau să te știu o femeie frumoasă și să fii sănătoasă și nu te duci la nici... Nu te gândi că poate să se termine și prost? Nu la naș și la pomete, dar la restul accidentărilor, adică cinstit. N-ai avut niciodată teamă? Nu, pentru că uneori... Îmi zic, bătrânii, într-o zi n-o să mai mergi, mamă! Vezi că într-o zi n-o să mai mergi. Da, dar eu am fost tot timpul o persoană, chiar dacă am trecut prin multe încercări, eu tot timpul le-am luat ca atare, am fost pozitivă. Știu, dar copilul în brațe când o să-l iei la 6 kg cu umăr, știi? Da, nu da, mai... când ai copilul, cred că simți. Da, uiți, dacă e costuriță, așa zici, hambal. Da, și mai poate să am așa un copil care să-mi zică: Vreau numai la tine în brațe. Da, a, mami și, da. Maică ta, da. Știi, că noi cu hambalul, să zic că nu știu, mami, că nu mă interesează lucrul ăsta. Bun, și acum mergem mai departe, adică nu vrem să ne, nici n-ai gând să te lași atâta vreme cât nu, merge. Nu, momentan nu. Doar în momentul în care o să mă decid să am și un copil, pentru că vine și momentul. Da. Nu mai sună prima tinere. Vei, da. Mai copilărim. Trebuie să lăsăm și noi ceva în urmă. Ce las, metalile? Vreau să Corect. Dar pe tine te-a luat cineva sub aripă? Adică în momentul în care intrai, știi că la fotbal se întreabă, mai găsi loc în vestiar în primul rând? Când ai trecut la Olchimul Mare? Sau te-ai dezbrăcat pe la... Nu, n-am prins și am fost și în așa fel încât să, deși, da, dacă mi se spunea stai jos, aș fi stat jos, deși aș fi venit cu o replică, dar de ce să stau jos când pot să stau sus? Și tu ai luat pe careva sub aripă? Da, eu tot timpul am avut grijă de fete, de cele mici. Da, am încercat să le explic, că îmi spuneau, da, dar și tu erai
voce în vestiar și spuneam, da, dar eu eram pe, nu, dacă eu te rog ceva sau să car mingile, tu să te simți jignită. Îi zic, uite, și în ziua de astăzi, eu car mingile. Adică nu e ceva, da, de sclav, și, ești, da, mie nu se, mare, da, mie ne nu batem se, joc de tine. Nu mi se pare... Duci mingile și acum? Da, când sunt de serviciu, da. Și cu lumea că prind exact când am meciuri. Și le ai de dus ca lumea. Și se uită lumea la mine, pacea că ar mingi, da, ce e o rușine. Ce e o rușine să... Asta sunt... Asta... Eu respect, de exemplu, și când am fost la echipe mici, mereu echipe mici, că nu pot să spun, lipsa de rezultate. Comparativ cu... Lipsa rezultatelor. Bine, comparând cu Olchim, toate echipele sunt mici în România. Ei, doar CSM-ul. Și totuși și CSM-ul și da, HM Baia Mare, Mare și totuși Craiova, că doar am luat EHF-ul. Corect. În 2018, totuși este a doua competiție și nu s-a mai luat de foarte mulți ani. Ei, sănătos să... Da, sănătos să fim și... Eu tot timpul am acceptat să mi se spună, chiar dacă e o copilă, fata lui Flavius Stoican. Am fost cu ea în echipă, la Craiova. La Craiova. Ea era micuță și eu îi spuneam, Lore, ai ceva să spui? Nu te simți că... A, n-ai... deci ai susținut-o și așa, că să-i subarii pe să înveți cum să-și pune ghetele sau gâznia. Da. Oricum știa că doar... Știu, dar... Provine într-o familie de... Da, de sportivi. Da. Ce-a fost în casă, cum zicem noi. Da, dar am respectat tot timpul, pentru că nu trebuie să respecti doar valoarea sau doar performanța, trebuie să respecti omul în sine. Corect. Și eu am fost tot timpul cu pe premiza asta, am mers, că trebuie respectată. Corect. Ce facem la mondiale fără Cristina? Că întrebarea e, ar fi fost doar ce ne așteptăm la mondiale, dar trebuie să pui și asta cu fără Cristina. E supărată, Cristina? Supărată cred că e, pentru că na, nu e, știu cât e de patriot. Că să vii așa odată, știi, să spui, domnule, mi-a un an. Da, dar în și te retragi? Rând, nu. Păi tocmai, da, că deci își adună forțele și se pregătește probabil pentru încă un ciclu olimpic, să spun așa, încă 4 ani. Eu așa o văd pe Cristina. Încă 4 ani? Da. Păi, dar trebuie să ai și grijă de tine. Mai sunt 3, că a fost acum. Da, a fost acum. Adică ar fi un 2022 tot și 2023 tot. Așa, ar dacă... vreo 2 și un picuț. Să răspund așa legat de Cristina, că din cauza faptului că ea nu va fi prezentă acum, trebuie să ne gândim că am jucat și fără Huțupanu, am jucat și fără Paula, am jucat și fără Mica Brădeanu, am jucat multe alte jucători. La Barcelona se vede că nu mai e Messi. Se vede. Da, nu contest lucrul ăsta. Știu, dar poate bine, fetele acum vor fi puțin mai relaxate, pentru că nu mai sunt așteptări. Adică nimeni nu se duc. Asta e ceea ce cred că eu noi și... ne pricepem la orice. S-a ratat, mamă, Olimpiada. Și acum ce facem cu mondial? Știu, dar eu ne pricepem la basket feminin, mai ales la handbal feminin. O, bine. Asta, și cum? Noi ne pricepem la tot. Facem prima echipă care intră pe teren fără probleme. Ce? Kazahstan, ăștia, Norvegia, ce avem de jucat? Da, și eu am impresia că sunt bună și la politică. A, deci așa suntem noi românii. Nu te mai bate gândul de un ciclu olimpic? Întreb, nu dau cu parul, zic. No. 33 plus 2? Da. Ești 2, hai să nu... Ne-aș dori din toată inima, dar... Și care vă uitați, doamna antrenor? Acum nu, că e cu... Da. Iese bine, doamne, ăștia la mondiale și poate ne mai... Da, nu cu zi. N-aș putea să refuz niciodată echipa națională. Dar vine și un moment în care trebuie să te gândești că trebuie să... Lași loc, știu. Altele să te faci de râs. Da. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Mai ales că eu am și prins așa foarte ciudat și în 2019, când s-a mers la campionatul mondial din Japonia, am prins-o sub o altă formă. Da. Și nu mi-am dorit și nu mi-a plăcut, deși eu eram într-o formă foarte bună. Da, corect. Chiar jucam foarte bine la Craiova, dar cum am dus acolo, așa m-am și întors. Adică știam că nu trebuie să... Dar ce să fac? Știi cât a trecut de când vorbim? 45 de minute. Fă. Și am ajuns, suntem încă la Crib Ljubljana, n-am trecut în partea asta înaltă, de... așa că trebuie să mai vii. Da, cu mare drag, da? Îmi face plăcere și chiar mă simt foarte bine. Din și păcate, vă mulțumesc timpul, noi mulțumim și mult. Și mă bucur. Ce că... să-ți dorim? Să scăpăm la tine asta, să fim sănătoși, asta cu accidentări, și să devenim mai buni. Da, asta e. Mai buni și între să noi. Să scăpăm de nenorocire. Asta, să revenim în săli, că pe stadioane ușor ușor. Da, știu, revenim. E foarte greu să joci. Ai impresia că... Da. Patricia, să rămână, mii de mulțumiri. Și eu vă mulțumesc din suflet. O dată toate cele bune. Și la mulți ani, Antena. Să rămână, mii de mulțumiri. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine de Sfântul Andrei, nu? Că e 30 mâine.
Toate cele bune, la revedere, numai bine! Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!